O femeie bătrână din China avea două vase mari, cu ajutorul cărora aducea apă de la izvor. Aceste vase le atârna de cele două capete ale unui băț, pe care îl punea după gât. Vasul din stânga era unul perfect, pe când vasul din dreapta avea o mică imperfecțiune. Era ușor spart. Astfel că jumate din cantitatea de apă o pierdea pe drum. Se simțea foarte vinovat și rușinat că nu putea să ajungă la destinație cu tot conținutul de apă, la fel cum o făcea vasul din stânga. Timp de 2 ani, asta se întâmpla zilnic. Femeia aducea doar un vas și jumătate de apă. Bineînțeles, vasul bun era mândru de realizările sale, dar bietul vas crăpat îi era permanent rușine de imperfecțiunea sa. Se simțea deosebit de rău că nu putea face decât jumătate din munca pentru care fusese menit. După 2 ani de așa zisă nereușită, cum credea el, i-a vorbit într-o zi femeii lângă izvor. Mă simt atât de rușinat pentru că această crăpătură face ca apa să se scurgă pe tot drumul până acasă. Bătrâna a zâmbit. Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă nu. Asta pentru că am știut defectul tău și am plantat semințe de flori pe partea ta a potecii. Și în fiecare zi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi. De 2 ani culeg aceste flori și decorezi masa și casa cu ele. Dacă nu ar fi fost așa, n-ar mai exista aceste frumuseți care îi bucură pe toți membrii familiei mele. Foarte mulți dintre noi ne complexăm din motivul unor caracteristici pe care le considerăm ca fiind defecte sau imperfecțiuni. Dar ne scapă faptul că adesea aceste imperfecțiuni sunt catalogate astfel doar pentru că sunt raportate la anumite norme culturale sau standarde. Însă dacă contextul este modificat, ele pot apărea într-o nouă lumină, imperfecțiunile căpătând o anumită valoare, așa cum s-a întâmplat și în cazul vasului crăpat. Fiecare dintre noi avem așa zisul defect specific, însă aceste imperfecțiuni pot deveni puterea noastră dacă le acceptăm și le oferim un cadru potrivit. Ele ne pot face viața interesantă și diferită. Ne pot răsplăti generos pentru efortul de a le accepta și a le valorifica. Trebuie să luăm fiecare persoană așa cum este și să căutăm ce este bun în ea. Deci, nu uitați să mirosiți florile de pe partea voastră a drumului.